Patru medalii de aur au fost aduse României la campionatele mondiale de canotaj care s-au ținut la finele săptămânii trecute în Cehia. Dintre cei 14 tricolori care au urcat pe podium de premiere, șase sunt din județul Suceava, iar la fiecare probă unde România a ajuns campioană mondială a contribuit un sportiv din Suceava. Suceveanca Ionela Cosmiuc, medaliată cu aur la europenele de la Miuhen în această vară, a devenit campioană mondială vineri în proba de simplu vâsle feminin. Când a încheiat cursa în 7 minute, 42 de secunde și 59 de timp cu aproape 2 secunde avans față de a doua clasată. Ionela Cosmiuc este la al treilea titlu mondial din carieră după cele de la dublu din 2017 și 2018. A doua zi, sâmbătă, echipajul format din sucevenii Marius Cosmiuc, soțul campioanei mondiale Ionela Cosmiuc și Sergiu Bejan a cucerit medaliile în proba masculină de dublu rame, cu timpul de 6 minute 28 de secunde și 6 sutimi. De fapt, în proba masculină respectivă este prima medalie românească din istoria mondialelor de canotaj. Și nu lipsi de importanță este faptul că Marius Cosmiuc și Sergiu Bejan sunt și campioni europeni în această probă, Marius Cosmiuc fiind și vicecampion olimpic, alături însă de Ciprian Tudose. Duminică, o a treia probă a fost câștigată de un echipaj românesc în care făcea parte Vosu Ceveancă, Ancuța Bodnar, căci despre ea este vorba și a făcut un frumos cadou în ziua în care a 24 de ani. Nici mai mult, nici mai puțin decât o medalie de aur. Desigur, a ajutat-o și colega ei Simona Radici de loc din Botoșani, alături de care a câștigat finala probei de dublu vâsle feminin de la campionatele mondiale de la Rațițe cu timpul de 6 minute 47 de secunde și 77 de sutim. Și iarăși important este de spus despre faptul că cele două sunt campioane olimpice antitră. Și tot duminică, în încheierea campionatelor mondiale de la Rațițe, proba feminină de 8 plus 1 a fost câștigată tot de România. Din echipă când parte și sucevencele Magdalena Rusu și Maria Tivodariu. Timpul de 6 minute, o secundă și 14 timp. a fost cel obținut de echipa României din care făceau parte alături de sucevencele Magdalena Rusu și Maria Tivodariu, ca notoarele Iuliana Buhuș, Adriana Ailincăi, Mădălina Bereș, Amalia Bereș, Ioana Vrânceanu, Denisa Tălvescu și Victoria Ștefania Petreanu.